Alături de Bucurescu, în arestul IPJ Gorj au mai ajuns și soții Râmescu, dar și o funcționară de la primăria Slivilești. Cărciumarul nu cunoaște bine dosarul în care cei patru au fost reținuți și a spus doar că justiția trebuie să-și facă datoria. Justiția să-și facă datoria, să fie corectă. Eu am încredere în justiție că va analiza, va cântări foarte, foarte bine acest caz, această problemă, această situație. Nu cunosc despre ce este vorba în dosarul respectiv și nu pot să comentez și de asta spun că am încredere în justiție. Reținerea celor patru persoane are legătură cu banii pe care familia Râmescu i-a primit de la SNLO pentru o casă din localitatea Știucani, imobil care figura doar pe hârtie pentru că în realitate era de fapt un grajd pentru vite.